Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă emisiune Utilaje cu Daniel. Astăzi ne aflăm în cadrul deosebit pentru pregătirea terenului pentru înființarea culturilor de toamnă și avem un utilaj marca Chivon. Asta înseamnă că avem un utilaj cu o lățime de lucru de 4,40 m, o lățime de transport de 3 m. În versiunea de față, producătorul francez ne-a propus o arhitectură cu discuri crenelate de 660, care au o distanță între ele de 230 în partea din față ca și baterii, iar în partea din spate bateriile sunt discuri NTD cu diametru tot de 660 Z-roller cu rolul de a nivela suprafața terenului. Întreaga arhitectură a acestui disc este făcută astfel încât să reziste pentru toate tipologiile de teren care se le găsesc. Discurile sunt prevăzute cu răzuitor anti-infundare și curățare permanentă non-stop, ceea ce nu ridică probleme, astfel încât să ne facă să ne oprim în timpul activității. Da? Bateriile de discuri sunt poziționate în forma literei X, astfel încât să obținem o lucrare cât mai eficientă la nivelul solului. Atât unghiurile de lucru pot fi reglabile, cât și pentru bateriile din față. Grapa cu bateriile de față este astăzi propulsată de către un tractor de 260 de cai putere. Producătorul francez ne propune o gamă variată între 230 și 270 de cai putere, astfel încât putem să spunem că în versiunea de față tractorul împreună cu acest ansamblu lucrează într-un echilibru. În continuare putem completa că șasiul central al grapei cu discuri în X este de 200 x 100 x 10 mm, iar șasiul secțiunilor laterale stânga-dreapta pe care se găsesc montate bateriile de discuri este de 150 x 100 x 8 mm. Profilele extinse ale șasiului central și ramele secțiunilor laterale cresc forța de apăsare a utilajului la nivelul solului, acesta putând efectua o lucrare până la adâncimea de 23 cm, conform indicațiilor extrase din site-ul producătorului. O baterie de lucru este formată dintr-un număr de 10 discuri, atât crenelate cât și NTD. Configurația acestora lasă în urma lor o suprafață plană. Tăvălugul ce asigură uniformizarea suprafeței este în forma literei Z, are un diametru de 500 mm și o greutate de 700 de kg. Greutatea totală a utilajului este de 5275 kg. Grapa cu discuri marca Chivon, model APXRS, este ideală pentru amestecarea resturilor vegetale, precum și incorporarea gunoiului.